Salutam, prieteni, sunteți pe canalul lui tata Andrei Savciuc Live și vreau să vă spun cât de fericită sunt că în sfârșit s-a terminat primul semestru acestui an școlar și a început vacanța de iarnă! Felicitări! Care la noi durează 2 săptămâni, nu știu cât durează în România, dar cred că practic la fel. Mă bucur foarte mult fiindcă respectiv se apropie și sărbătorile de iarnă! Cu multe cadouri, cu multe mâncăruri gustoase. Sincer, ador sărbătorile de iarnă și mai mult vacanța de iarnă, fiindcă este cea mai lungă dintre toate la școală. Durează tocmai 2 săptămâni și cuprinde cele mai multe sărbători și cele mai multe distracții. Eu iubesc foarte mult iarna, fiindcă și sunt și sărbători și încă și ziua mea de naștere. Cine nu știe, anul timpul meu preferat este iarna. Astăzi am decis să vă arăt cadourile pe care le-am primit eu de Secret Santa. Cine nu a privit videoclipul de pe canalul Irajca Info nu știe că noi am organizat cu toată clasa Secret Santa. Deci, neapărat să priviți videoclipul de pe canalul meu, fiindcă acolo am arătat ce cadouri am ales eu pentru colegile mele. Am ales 2 cadouri de Secret Santa și la fel produsele pe care le-am cumpărat pentru masa dulce, care trebuiau să fie strict de culoare galbenă. Deci noi am organizat 2 activități, eu ca șeful clasei am decis să organizez 2 activități. Prima a fost Secret Santa, ca să ne schimbăm cu cadourile, să primim toți să primim cadouri, să oferim și să primim. Este foarte plăcut. Deci, în ce constă acest joc? Noi alegem și extragem un nume din toată clasa și persoana care ne pică, noi mergem și cumpărăm cadou. De asemenea, primim și noi cadou. Deci este foarte interesant, chiar să încercați, este o idee perfectă și în familie puteți face așa ceva și între prieteni. Noi cu fetele, suntem 5 fete, suntem prietene și am decis să facem și aparte încă un mic Secret Santa, de aceea trebuia să fac 2 cadouri și respectiv am și primit 2 cadouri. Înainte de asta, vreau să vă arăt că am primit și o diplomă pentru colindul cântat de Crăciun. Țineți minte videoclipul în care am plecat la școală în fustă, iarna în fustă. S-a meritat, fiindcă am cântat colindul și am primit, iată, locul întâi, se vede? Locul întâi. Iată așa, am primit și o diplomă. Deci, haideți să vă povestesc puțin cum a fost colindul meu. Deci a fost un colind, dacă așa să luăm, dar făcea parte din 2 colinde. Unul limba română, dom-dom să înălțăm, pe care l-am perfecționat. Și al doilea colind este în limba engleză, Shake It Up. Cred că îl știți, nu știu dacă îl știți, dar poate îl cunoașteți. Este un colind foarte frumos. Este mai mult ca o piesă despre Crăciun în engleză. Și eu le-am unit și am cântat, s-a primit foarte frumos. Tuturor le-a plăcut, de aceea am primit și diplomul de locul întâi. Așa că s-a meritat să merg în fustă la școală iarna, pe frig. Totuși am îmbrăcat pantaloni, după cum ați văzut, dar nu-i nimic, m-am schimbat la școală. Acum haideți să vedem ce cadou am primit eu de Secret Santa și dacă mai rămâne timp, la sfârșit o să vă povestesc puțin din distracțiile noastre la școală. Așa, să vedem. Acesta este cadoul din partea prietenii mele. Noi am făcut, v-am spus mai devreme că am făcut Secret Santa aparte și între prietene și iată, aici este o pisicuță. Eu deja l-am despachetat fiindcă prietena mea a insistat. Aici scrie Irina, Merry Christmas! Deci, hai să vedem. Este aici o apă de toaletă pe care am dăruit și eu ceva de genul. Să priviți pe canalul Irajca Info ca să vedeți, ia? Miroase foarte bine. Vai, dar ce miros intens! Este așa foarte fresh. Ce scrie aici? Este jasmin. Iată, vedeți? Este ca o apă parfumată. Miroase foarte bine. Mie îmi place așa ceva. Eu să știți că am foarte multe. Am vreo 5 folosite. Mirosul meu preferat este de rodie și piersică. Dar și acesta îmi place foarte mult. Este foarte... Chiar dacă am nasul puțin înfundat și nu chiar simt mirosurile astea, chiar se simte. Se pare că este foarte intens. Așa, ce am mai primit? Am mai primit ceva frumos mirositor. Imediat vă arăt, iată. Este aici ca o apă parfumizată. De asemenea, este, iată, vedeți? Nu știu dacă se vede. Este aici, dar este, nu este parfum, fiindcă este mult mai intens decât un parfum, miroase a vanilie, foarte tare miroase a vanilie și nu, cred că majoritatea știți chestiile astea, sunt la cafenele și la frezerii. Iată așa niște bețișoare, 4 bețișoare, care le pui aici în apa asta, ele absorb tot mirosul și apoi în toată camera este un miros foarte plăcut. Eu de mult vroiam să-mi cumpăr așa ceva sau lumânări frumos mirositoare și iată prietena mea a decis să-mi ofere acest cadou. Sunt foarte mulțumită și i-am mulțumit și ei. Îmi place foarte mult cadoul acesta, neapărat o să-l folosesc.
Și aici i-a dăruit la fiecare așa ceva, confecționat de ea. La fel este foarte drăguț, uitați, este o păpușică, vedeți? Nu știu dacă se vede foarte bine, iată. O păpușică. Nu vrea să se focuseze. Este o păpușică drăguță, pe care cred că o voi atârna de ceva. Iată, este făcută de ea. Foarte drăguță. Iată așa, micuță. Aici o las. Ăsta este primul cadou pe care l-am primit de Secret Santa. Cutiuța este foarte frumoasă. Am despachetat-o acolo pe loc. Ce avem mai departe? Mai departe avem foarte multe, multe dulciuri, care imediat o să vi le arăt. Iată. Ăsta este al doilea cadou. Aici sunt ciocolate. E ciocolată neagră. Așa. Două ciocolate. Încă două ciocolate. A, nu, trei. Două Milka. Iată, una cu Oreo și una iată din asta cu stafide și alune. Iată, două Milka. Îmi place foarte mult ciocolata asta. Toți colegii mei știu. Iată, la fel, ciocolată neagră, numai că din asta cu buline. Cred că, bubble, da. Este dark bubble chocolate. Iată, vedeți. Păcat că este neagră. Cred că o să o dau lui tata. Mie nu-mi place ciocolata neagră. Îmi place ciocolata de lapte foarte mult. Trei, iată așa, biscuiți. Iată. La fel sunt foarte gustoase. Un cadouaș micuț. La fel este dulce. Uitați-vă ce drăguț, vedeți? Haideți să vedem ce este aici. Așa. Despachetăm. Să vedem ce este aici. Un mini cake. Așa, o mini prăjiturică. Sunt două pachetele de geleuri Haribo. Iată, ursuleț. Și diferite aici. Este și cola și de care vrei. Iată așa, două pachetele Haribo. Și aici este Moș Crăciun cu trei biluțe de ciocolată. Iată. La fel, ciocolată. Am primit numai dulciuri. Am primit foarte multe dulciuri. Le dăm într-o parte. Ce mai avem aici? Mie mi-a plăcut foarte mult punguța. Și iată aici este și o inimioară, vedeți? Uitați-vă ce pungă drăguță. Avem Mentos. Avem Mentos din ăsta mentolat. Așa. Bounty. Mie nu-mi place Bounty, o să-l dau lui tata. Iată acolo. Două ciocolate Milky Way mini, iată așa. Și una Mars. Așa, mai departe au rămas ultimele. Oreo! Toți știu că eu iubesc Oreo și Snickers. Iată, Snickers mie îmi place. Și asta nu este tot. Aveam și o jucărie foarte adorabilă, foarte drăguță și foarte amuzantă, cu care s-a jucat practic toată clasa, dar este la Andrieș. Andrieș! Andrieș, adu-mi, te rog frumos, purcelul! Adu-mi, te rog frumos, purcelul! Ce? Purcelul, mi-l aduci, te rog? Vreau să vă arăt acel purcel care este pe skateboard, are și ochelari și chipiu. Este foarte fain acel purcel. Și un elev din clasă a primit unul mai mare, care chiar... ia, mi-arăți, te rog? Așa, mersi mult. Așa, uitați-vă ce purcel drăguț pe skateboard, care chiar se câte. Amuș. Iată, are ochelari și are și chipiu. Ți s-a plăcut, Andrieș? Da? Iată așa. El, de fapt, vedeți, așa a fost el. Și cam astea sunt cadourile. A fost o zi foarte interesantă și plină de emoții, de diferite emoții. Sunt foarte bucuroasă și foarte mulțumită de toate cadourile pe care le-am primit. A fost foarte interesant. Vă recomand și vouă să organizați cât mai multe activități cu clasa voastră, fiindcă noi suntem acum clasa absolventă, clasa nouă, de aceea încercăm să facem cât mai multe activități frumoase ca să ne rămână cât mai multe amintiri. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, puneți multe, multe like-uri și nu uitați să vă abonați la toate canalele noastre de YouTube, iar eu vă urez sărbători fericite, pe curând și până la video următor! Pa, pa!